Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan. Toate minunățile create de Dumnezeu se întâmplă exact deasupra matematicii și formulelor noastre. Cu cât mă ridic mai mult deasupra răspunsurilor mele exacte, cu atât perspectiva este mai tonifiantă și inima mi se deschide mai mult în închinare, atrage atenția Donald Miller. Bine spus! Miller nu anulează logica, dragii mei, nu este un habotnic de care trebuie să te ferești. El spune doar că deasupra ei, a logicii, mai există o realitate. Niciodată Hristos nu ne-a cerut să ne amputăm rațiunea, ba dimpotrivă. Adevăratul creștin este cel mai realist om de pe fața pământului. Doar că el, adevăratul creștin, nu se oprește la acest nivel. În fața lui se deschide perspectiva credinței, mai înaltă și mai tonică. În credință, raționamentele noastre se împlinesc, doar acolo înțelegem în mod deplin. Abia atunci, inima noastră tresaltă în închinare și se lasă prinsă de mrejile unei alte lumi. E bine să ne dăm răspunsuri, e chiar obligatoriu, dar e bine să tânjim și după revelație. Iar acolo ajungem doar prin credință, printr-o credință personală.